Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Astăzi am pentru voi un vlog foarte, foarte interesant. Voi mi-ați cerut asta, așa că eu m-am conformat. Este vineri, este vinerea mare și vreau să vă urez un Paște fericit alături de familia voastră, să fiți fericiți și împliniți și multă, multă sănătate. Iar astăzi vom merge la Bârlad să fac un vlog alături de fratele meu, Geamăn, pentru că ați fost foarte curioși să vedeți acest vlog. Abia ne-am trezit, am pregătit micul dejun, am pregătit mâncarea pe care o să o luăm pe drum și suntem pregătiți de luptă. După aia o să ne delectăm puțin cu bucatele de Paște, dar asta este altceva. Acesta este micul dejun, ovăz, proteină, afine, banană, omletă cu pâine integrală și niște cafeluțe. Mâncăm micul dejun, ne facem bagajul și ne vedem de pe drum. Power. Domnilor, am oprit să alimentăm puțin mașina. Iubi s-a dus până la toaletă, iar eu am rămas cu pisicoții. Pisicoții sunt puși în cuști. Kitty, salută! Mimi, salută! Îi purtăm frumos în cușcă. Așteptăm să vină Iubi, cred că o să ne oprim undeva pe drum să mâncăm, pentru că deja ne-a luat foamea cât ne-a pregătit cu bagajul, cât ne-a spălat, etc. Sper eu azi să fie un antrenament foarte bun. Sunt bucuros mereu să mă întorc să mă antrenez acolo unde am început să fac sală. Nu am început la această sală, dar am început în Bârlad. Îmi doresc să ajung și la sala la care am început, la Premier. Sper că o voi face în această mini-vacanță. Așa că abia aștept să începem antrenamentul și ne vedem de acasă. Power! Ia uitați și albinuța. Arătați-o cât este de dulcică. Îmbrăcată foarte sport. Bună ziua! Gata? Pornim la drum, da? Da. Bun. Am arătat și pisicoții, totul în regulă. Bun. Tăcut, tăcut. Da. Domnilor, am ajuns la sală la Bârlad. Și cu fratele meu. Nu ai făcut și pe tine. Toci camera, fără nu fi rând. Așa, ne luăm pe rotau, stai așa pe rotau. Și după aia începem încălzirea, vom face un antrenament de brațe. Sper că nu are la bine, suntem doar cu două mese, dar vedem. Iubi cu o masă și un sandwich. Și un shake. Ok, am început primele teste la triceps, extensii cu sfoara cu un singur braț. Este destul de cald în sală, dar ne adaptăm. Acum este Iubi la obiectiv. Un pic. Hai, fac și eu. S-a arătat și greutatea. Bun. Hai sus. Da, 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 da
De unde e tricou? Fail. Torchetorile? Ok, domnilor, am trecut la următorul exercițiu la triceps, extensie deasupra capului cu gantera. Dacă vă întrebați, și picioarele sunt bine. Dacă vă era dor să le vedeți. Bine. Lola este singurică. Care-i treaba? Te-ai pompat? Nu. Nu prea, nu? Nu sunt obișnuită. Ok, domnilor, noi am terminat cu tricepsul și am început cu bicepsul. Vom face 3 exerciții. Începem cu flexii cu bara dreaptă. După care mai vedem ce improvizăm pe aici și mergem să mâncăm pentru că ne-a luat foamea. Da, corect. Un pic de vene așa pe biceps. De la semișul, de la peco, da. Porc. Bun.
Bun. Hai. Bine. Sus. Sus. Bun. Bun. Și încordez un pic pentru dragul nostru telespectator. Bun. Bine, bine. Am început biceps în forță. Bun. Te încordează un pic. Cum? Dă-te acolo la peretele ăla. Cum se încordează? Se încordează, brațele. Bun. Aha. Bun. Foarte bine. Ok, domnilor, cam acesta a fost antrenamentul de astăzi. Știu că foarte mulți dintre voi mi-ați lăsat mesaje să fac acest vlog, așa că m-am străduit să-l fac. Vreau să vă urez un Paște fericit în continuare, pentru că eu deja am ajuns la Iași și este a doua zi de Paște. Nu am avut laptopul la mine să editez și nici nu am avut chef să o fac. Am vrut să mă bucur și eu de niște zile libere.
Așa că un Paște fericit în continuare și aveți grijă de familiile voastre, aveți grijă de voi și să ne revedem cu bine. Power!